Bun găsit tuturor! După cum am anunțat, pe data de 23 ianuarie are loc webinarul maestrilor de deschidere al anului intitulat Marea Conjuncție a Sufletelor. În cadrul acestui webinar absolut deosebit, voi trata multe subiecte care nu se discută prea mult în spațiul public. Și tema principală este despre cum putem învăța să ne luăm energia de acțiune și să completăm acele energii lipsă din structurile noastre, folosind energia tribului, folosind energia grupului, folosind vibrația triadelor din care nu facem parte. Veți vedea la webinar despre ce este vorba. Începând din această zi, vor fi 7 filmări premergătoare webinarului, filmări dedicate persoanelor care s-au înscris la webinar. Vreau să reamintesc, data limită de acceptare a înscrierilor la webinar este miercurea viitoare. Este pe data de 20 ianuarie, miercuri, seara, la ora 20, ora României. După această dată și oră, nu mai au loc înscrieri. Deci spun foarte clar, foarte răspicat, nu mai au loc înscrieri. Trebuie să ne pregătim, participanții la webinar, eu și voi, pentru acest webinar foarte special. Cei care ați participat la webinarul de închidere al anului, care a avut loc în data de 19 decembrie, intitulat Porțile lui Janus, ați aflat că în perioada 19 decembrie până la sfârșitul lunii ianuarie este o perioadă de purificare, o perioadă de transformare. Este o perioadă în care eliberăm energiile negative și facem loc noului, luminii, beneficității. Webinarul de pe 23 ianuarie nu numai că va aborda tema începerii anului, dar în egală măsură te va învăța, așa cum am mai spus, să te conectezi la energia grupului. Pentru că până acum s-a învățat cum să fii autonom, cum să atragi abundența în viața ta, cum să atragi dragostea în viața ta. Bineînțeles, vor mai exista aceste teme, le vom lucra, le vom dezvolta și mai mult. Dar ce-ar fi să înveți și despre puterea grupului? Așa încât trebuie să ne pregătim. Iar această filmare va fi puțin mai lungă pentru că îți voi explica pașii premergători generali înaintea webinarului și îți voi explica cum să cureți primul pol energetic. Ok? Prin urmare, primele considerații generale. Este foarte important ca să încerci, dacă vei reuși să participi la webinar live împreună cu noi, cu grupul de participanți. Dacă nu poți participa live, nu este nimic, dacă achiți taxa de înscriere, bineînțeles că vei primi înregistrarea webinarului, deci nu e o tragedie. Dar dacă vrei să participi live la webinar, în primul rând este foarte important ca în ziua de 23 ianuarie să îți creezi spațiul tău, deci să ai liniște, să ai pace de la ora 11, ora României. Găsește o cameră, găsește un loc unde nu te deranjează nimeni și încearcă să-ți pui telefonul pe silențios, pentru că e nevoie să te concentrezi. Suntem ocupați, avem viețile noastre, dar sunt convinsă că atât tu cât și eu și toți merităm să acordăm atenție și nevoilor noastre, și trupului nostru, și sufletului nostru, și spiritului nostru, măcar câteva ore din când în când. Prin urmare,
găsește un spațiu unde să nu te deranjeze nimeni. Apoi, până la webinar, insist foarte mult, hidratare, hidratare, hidratare. Un litru de apă pe 25 kg corp. Ok, înțeleg că nu toată lumea poate să bea, să consume atâta apă, dar te rog, crește rația de apă. E foarte important. Chiar și, nu știu, 3-4 guri de apă suplimentar decât când bei de obicei, tot contează, fac diferența. Se activează cristalele lichide. Pe lângă elementele pozitive pe care le primești prin hidratare, pe care toți medicii de pe planeta Pământ le recomandă. Da, cureți organismul de toxine, dai de treabă rinichilor, elimini lucrurile negative din tine, din corpul tău. Niciun medic nu va spune nu bea apă. Nu înseamnă că trebuie să-ți umpli burta ca broasca din prima secundă, da? Deci nu sunt de acord cu gâl-gâl să bei forțat apă, dar să mărești rația de apă este foarte bine. Și o prietenă din Germania pe care o salut pe această cale mi-a dat o soluție foarte bună mie, pentru că mereu mă plângeam că mi-este foarte greu să beau apă din pahar. Nu știu, deci să beau apă din pahar mi se părea foarte dificil. Spuneam, wow, cum se poate bea atâta apă cu paharul? Și a spus, dar de ce nu ți iei sticle de jumătate de litru și ți le umpli cu apă și ai să vezi că se bea mult mai ușor? Și a avut foarte mare dreptate, așa încât Mihaela, mulțumesc de sfat, îl dau și celorlalți mai departe, pentru că este foarte practic și foarte bun. Am făcut proba, de atunci ar trebui să vedeți cum la mine în casă sunt numai sticle peste tot de apă de jumătate de litru și se bea foarte bine, se bea foarte bine apă. Ok, deci apă e foarte important. Încearcă să consumi alimente calde până la webinar. Măcar o masă pe zi să fie cu ceva cald. Iarăși foarte important. Ridică rația de legume și fructe. Legume și fructe, desigur, dacă organismul și medicul îți permit acest lucru. Deci nu fă de capul tău, fă aceste lucruri sfătuindu-te cu un medic. Este foarte important să aducem în interiorul nostru vibrația energiei vii. E foarte important, pentru că tu, când lucrezi un webinar, automat te proiectezi pe viitor, îți antrenezi corpul, mintea, sufletul și, bineînțeles, activezi toate energiile care se orientează către viitor. Și atunci nu e logic să ingerezi apă, care este esența vieții, și să consumi legume și fructe, mai ales, care reprezintă viața în ansamblul său. Nu mă leg de proteina animală, deci putem consuma și brânză, și produse lactate, și carne. Dar carnea ca atare, are în ea vibrația animalului sacrificat. Și nu te ajută să-ți crești foarte mult vibrația. Ea te ține în nu spun că proteina animală nu e bună. Nu. Este bună, este necesară. Dar înaintea unui eveniment spiritual, mergi mai degrabă pe produse lactate, mergi pe ouă, dar nu pe vibrația unui animal care a fost sacrificat, pentru că el are și vibrația morții în ea, vibrația fricii de moarte. Și automat această vibrație îți dă energia zilnică, da? Îți dă energia sclavului, bineînțeles. Îți dă energia de a munci în 24 de ore, dar niciodată nu o să-ți aducă energia spiritualității. Prin urmare, crește cantitatea de legume și fructe și consumă în rest orice dorești tu. O precizare, mă întorc la lichide. Nu se consideră lichid ceaiul, cafeaua și sucurile, pentru că ele sunt doar lucruri adiacente. Când am spus crește rația de apă, apă să fie, pentru că ea are vibrația vieții. Orice este adiacent este în regulă, dar e adiacent, nu se pune la calcul.
nu se ia, nu se calculează ca și un litru de apă pe 25 kg corp. Bun, deci încearcă în această perioadă, până la webinar, să eviți să te cerți. Chiar dacă nu întotdeauna cei din jurul tău au dreptate, chiar dacă nu întotdeauna situațiile sunt cele corecte, ele sunt provocări. Sunt provocări și nu răspunde la provocări, pentru că tu ai nevoie să te pui într-o stare de energie pozitivă înaintea webinarului. Prin urmare, nu sta în preajma oamenilor care îți scad vibrația, nu răspunde provocărilor și învață să te alegi pe tine. Veți vedea, cel puțin cei care lucrați la un angajator, da? Și participați la webinar, că în această perioadă vi se va crește cantitatea de muncă sau cantitatea de stres va crește. Efectiv, ce se întâmplă în exterior este proiecția ta interioară, rezistența la schimbare. Și atunci nu ai să depășești rezistența la schimbare intrând în fluxul rezistenței, nici vorbă de așa ceva. Cel mai bine și mai bine este lasă lucrurile să treacă pe lângă tine, alege-te pe tine, creează-ți o bulă mentală de pace și de liniște, oricât de mare ar fi stresul. De exemplu, eu când sunt în situații stresante, pentru că și eu la rândul meu trec prin stres, nu stau zen pe pernă gândindu-mă la univers tot timpul, când trec prin situații stresante, eu automat las persoana respectivă să vorbească. Dar e ok, e dreptul ei să vorbească. Dar eu mă imaginez, ba, pe o plajă plăcută, la tropice, ori mergând printr-o pădure, ori mergând printr-un lan de cereale. Îmi creez spațiul meu în funcție de moment și chiar dacă aud pe lângă urechi trecând cuvinte, nu înseamnă că și particip, nu înseamnă că și rezonez cu ele. Și e foarte ok, deci oricât de mult ar fi stresul și oricât de ridicat ar fi stresul, nu intru pe frecvența sa. Asta este cel mai important lucru în această perioadă. Ok, deci după ce am vorbit despre lucrurile de bază, lucrurile esențiale, hidratare, crește cantitatea de legume și fructe, nu răspunde factorilor stresanți. Dacă totuși ești prins într-o furtună stresantă, în loc să răspunzi la ea, mai bine creează-ți spațiul tău de siguranță, imaginează-ți lumea ta interioară, du-te în bula ta interioară. Hai să vorbim despre prima temă a celor 7 zile de pregătire pentru participarea efectivă la webinar. În cadrul webinarului vă voi povesti mai multe despre chakre. Ok, vă promit că nu va fi povestea pe care o găsiți pe internet la fiecare search, ce fac, cum se numesc chakrele, pentru că aceste lucruri sunt deja știute. Dar pe lângă lucrurile arhi cunoscute, mai există și secrete legate de chakre. Eu nu am cum să le împărtășesc la un singur webinar, dar pe tema pe care am ales-o să o lucrăm acum, va fi necesară să adaug informații suplimentare despre chakre. În cadrul webinarului vreau să precizez că nu voi denumi chakrele ca fiind chakre, vă voi reaminti asta în webinar, ci le voi denumi poli energetici, pentru că aici ce vom lucra va fi o polaritate, va fi un pol energetic. Sunt 7 în total, cât este numărul recunoscut de chakre. Și astăzi voi vorbi despre cum poți să îți cureți și să îți pregătești prima chakră sau de acum încolo voi folosi termenul de primul pol energetic al tău, în vederea unui webinar cât mai satisfăcător și educativ și să ai acces la informație, să fii deschis să captezi cât mai multă informație posibil. Acest prim pol energetic, Muladhara, generat, care este de culoare roșie,
este polul energetic prin care intră energia vitală. Nu are legătură cu reproducerea, are legătură cu energia vitală și este punctul de unde pornește energia Kundalini, energia care ne animă viața. Ceea ce mi se pare absolut fabulos este faptul că în data de 27 aprilie anului 2016, cercetătorii de la Universitatea Northwestern University au reușit să capteze momentul în care ia naștere energia vieții. Este un moment fabulos. Acel moment, despre care îți voi explica imediat, reprezintă deschiderea polului energetic Muladhara. Este momentul când se creează un nou șablon uman și când cheia de start la sistem se învârte în broasca corpului uman, să-i spun așa. Ce au făcut pe scurt cercetătorii? În 2011 au reușit să filmeze momentul în care embrionii de șoarec sunt fecundați. Da? Deci când ovulul este fecundat de spermatozoid și când ia naștere procesul inițial, momentul alfa al vieții. Ce au observat a fost că în procesul fecundației, în momentul în care ovulul este fecundat, are loc o adevărată explozie de energie care are la bază energia zincului. Ulterior, au reușit în 2014 să capteze acest fenomen la primate. Dar nu au reușit, nu aveau tehnologia necesară să capteze acest fenomen la oameni. Și atunci, ca urmare a evoluției tehnologiei și ca urmare a cercetărilor pe care ei le-au făcut, în 2016 au reușit această performanță absolută în care au filmat momentul inițial al fecundării ovulului de către spermatozoid. Ce este incredibil este că acest moment este asemănător unui foc de artificii. Cantitatea de energie degajată este incredibilă. O puteți vedea și pe ecran. Sunt fotografii obținute din cadrul articolului publicat de cercetătorii de la Universitatea Northwestern University și lumina roșie reprezintă explozia zincului. Efectiv, focul de artificii care are loc. Acest moment, din punct de vedere spiritual, energetic, reprezintă momentul când codul energiei Kundalini intră în acțiune într-un nou șablon și, bineînțeles, ulterior, în funcție de manifestarea energetică, va avea loc crearea vieții sau nașterea copilului. Bineînțeles, între momentul alfa al fecundării ovulului și momentul nașterii este cale lungă de parcurs. Eu aici precizez numai că primul pol energetic, deschiderea primului pol energetic, s-a reușit performanța să fie captată în imagini, astfel încât ceea ce 5.000 de ani era doar mit, era doar informație spirituală, acum a fost și demonstrat științific cu metodele moderne de cercetare. Pe noi, în cadrul webinarului, ne interesează să
pregătim înainte energia primului pol. Ce trebuie să faci pentru acest lucru? Este important ca... Vreau să fac înainte o precizare, să nu uit să fac această precizare. Unele persoane s-ar putea să se înscrie ulterior la webinar. Da, deci a mai rămas totuși o săptămână până la închiderea înscrierilor. Nu este nicio problemă dacă vei asculta toate cele 7 înregistrări într-o singură zi. Nu este o problemă. Important este să le asculți. Mi-aș dori foarte mult să le asculți și să faci pașii. Nu sunt grei, nu necesită foarte mult efort. Îți consumă maxim 5 minute din viața ta să-i pui în practică, dar nu este un consum, ci este un câștig. Așadar, revin la activarea primului pol, la curățarea primului pol. Acest pol este, poartă în el, codul vieții. Codul vieții. Este acea energie incredibilă care dă naștere la ființa umană. Vă dați seama câtă energie este folosită, pentru că din momentul fecundării ovulului începe fascinanta călătorie a embrionului care devine om, care devine ființă. Care devine ființă? Pentru că acum mă refer numai la oameni, clar, strict, numai la noi ne referim, la specia noastră. Vă dați seama, această energie este absolut fabuloasă și, din păcate, noi oamenii uităm să o accesăm, uităm să o folosim, uităm să apelăm la ea atunci când avem nevoie, astfel încât în momentele grele în care trebuie să ne găsim resursele și să mergem mai departe, ea doar pâlpâie, pentru că noi nu o accesăm și ca să o accesezi trebuie să fie curat spațiul. Ca să fie curat spațiul, bineînțeles că există N metode și variante și tehnici, dar tehnica pe care ți-o propun de această dată pentru curățarea energiei polului Muladhare, nu vorbesc aici despre chakre, fac foarte clar distinția, vorbesc de polii energetici care se mai numesc și chakre. E o altă parte a funcțiilor chakrelor. Va trebui să... Îți iei 5 minute. Fundamental este să ai liniște în jur, să fii îmbrăcat cât mai comod, cât mai comod și să stai ori întins, ori înșezut într-o zonă liniștită, comodă și confortabilă. Tot ce ai de făcut este să îți imaginezi, să te așezi confortabil, să respiri adânc. Să-ți imaginezi cum o lumină aurie pătrunde din cap până în picioare. Este lumina care ne ajută foarte mult să intrăm pe frecvența meditației, apropo. Apoi, vreau să-ți imaginezi cum tu ești un glob roșu de energie care merge prin univers. Nu are ce să ți se întâmple, nu are ce să ți se întâmple. Noi am mai auzit de-a lungul timpului, dacă rămân pe undeva, dar unde să rămâi? Adică de ce ai rămâne atâta vreme cât ești aici între noi? Sau dacă se prinde ceva de mine? Nu se prinde nimic de tine, decât dacă vrei tu să se prindă ceva care e în mintea ta. Da? Deci nu ai ce păți, nu au cum să fie efecte adverse, niciun caz, dimpotrivă, să ai ordine și mult mai multă disciplină și energie în viață. Ok, deci îți imaginezi cum ești un glob de lumină care circulă prin univers și la un moment dat, în timp, dă-ți timpul necesar, dă-ți spațiu necesar. Unele persoane au nevoie de câteva secunde să vizualizeze, alte persoane au nevoie de mai multe minute să vizualizeze. Nu este nimic dacă nu iese din prima încercare, înseamnă că mintea umană pune piedică, pentru că ea se teme, ea se teme de orice este nou, ea se teme de orice este ce înseamnă de ieșirea de confort, din spațiu de confort. Și atunci, lasă-ți imaginația să se manifeste, ai încredere în puterea ta de creare a gândului. Și în timp ce te vizualizezi ca o bilă de lumină roșie, la un moment dat simți, este la început se simte, simți cum o energie de lumină te cheamă
din zona pământului și pulsează ca o inimă. Efectiv pulsează. Este o lumină de culoare albă. Este o lumină care te atrage atât de mult și tu ești atât de curios să o vezi și te simți atât de împăcat că ajungi în rezonanța ei. Te apropii de această lumină și de această energie și o contempli. Și simți cum interiorul tău de lumină roșie, biluță de lumină, vrea să cunoască experiența de om, vrea să participe la experiența de a trăi, de a fi în corp, de a fi în realitatea 3D, de a avea diverse trăiri, experiențe, momente. Te apropii de această energie, o contempli și apoi, de bună voie, pentru că asta e făcut, dacă ești aici, nimeni nu te-a forțat, ai venit de bună voie, indiferent ce s-a întâmplat între părinții tăi, indiferent dacă îi cunoști sau nu, pentru că nu toți își cunosc părinții, dar mai există și oameni care nu au avut norocul altora să-și întâlnească părinții, să-și cunoască. Deci nimic din toate acestea nu contează în momentul acestui exercițiu. Tot ce trebuie să știi este că tu, de bunăvoie, energia ta se combină cu energia de lumină care te-a chemat. Apoi devii o rază de lumină aurie. De această dată este auriu. Și aici aveți explicația de ce în meditațiile din webinarii folosesc lumina aurie. De ce e culoarea aurie? Niciodată nu v-am povestit în webinarii de ce e auriu. Am spus a cui este lumina, nu o spun aici public, dar nu v-am explicat de ce e auriu. Albul cu roșu combinate, în manifestarea energetică dau auriu. Dau auriu. Pentru că este o pulsiune energetică, este o frecvență. Și această lumină aurie te atrage în pântecul mamei tale. Momentul în care intri în pântecul mamei tale trebuie să fie vizualizat ca și cum s-ar deschide niște uși foarte mari de la un castel foarte mare, niște uși grele, niște porți masive și treci printr-o sală lungă unde pe pereți sunt diverse imagini blurate. În acest moment nu-i nevoie să le vizualizezi. Sunt niște imagini blurate. Te îndrepți spre pântecul mamei tale, care este cald, este luminos, din el emană această energie absolut fabuloasă, energia vieții. Și în momentul în care intri acolo, este atât de multă pace și liniște și protecție. Este ca și cum ai fi în momentul inițial al creierii tale inițiale ca energie. Lasă-te să te bucuri de această senzație. Dacă simți nevoia să plângi, este în regulă. Dacă simți nevoia să zâmbești, este în regulă. Dar bucură-te de căldura și energia emanată de acest moment. Apoi, după ce te-ai umplut de această energie, va trebui să deschizi ochii și centrează-te pe senzațiile corpului tău. Unele persoane s-ar putea să simtă răceală sau furnicături la membrele exterioare, dar dacă te concentrezi, ai să vezi cum căldura începe să te cuprindă. Și este o căldură foarte plăcută, liniștitoare, protectoare și pe măsură ce te cuprinde această căldură, care va dura preț de câteva minute, nu mai mult, simți efectiv cum fiecare celulă a corpului tău se încarcă de pace și de liniște. Și în acest fel reușești să cureți primul pol energetic în vederea optimizării participării tale la webinar. După aceasta, ce îți recomand este să consumi ceva cald, fie o supă, fie un ceai, fie mâncare caldă, dacă poți să consumi și condimente, e perfect. Nu toată lumea
poate să digere condimentele, mai ales când mâncarea este picantă. Dar dacă faci parte din acele persoane care pot consuma condimente sau pot folosi condimente picante în hrană, folosește-le pentru că activezi și mai mult această energie. Dar dacă nu poți să le consumi, faptul că vei ingera un ceai sau un aliment cald sau orice altceva cald, este în regulă pentru că îți echilibrează energiile corpului. Și aceasta este curățarea primului pol energetic. Nu cred că este greu, este foarte plăcut acest exercițiu și ne vedem mâine la o nouă filmare despre activarea polului energetic numărul 2. Să-ți fie de folos această informație. Cei care doriți să participați la webinar, contactarondastrologalexandracoman.com este adresa unde puteți scrie. Și să ne vedem cu bine și mâine la o altă filmare. Pe curând!